Oțelul a reușit să câștige primul meci de la venirea lui Evaldlin în Gălățenii, s-au chinuit efectiv să învingă pe jucătorii echipei de pe ultimul loc al ligii întâi. Da, desigur că sunt bucuros pentru că am reușit în sfârșit să cucerim cele trei puncte puse în joc. Am muncit mult de la ultimul meci și până în prezent și cred că roadele s-au văzut. A fost o partidă dificilă pentru că brașovenii s-au apărat cu 8-9 oameni și au pândit doar contraatacul. În primele minute am suferit cel mai mult și nu am reușit să ne creăm ocazii. Antrenorul Coronei, Ionel Gane, părea resemnat cu gândul că formația pe care o conduce nu poate mai mult. Știam că întâlnim o echipă care venea după un rezultat și un joc bun cu Steaua, dar nu am scos un rezultat bun. Nu am ce să le reproșez jucătorilor, pentru că atât cât au putut, au alergat și au încercat să blocheze acțiunile celor de la Oțelu. Am reușit să înscriem prima repriză printr-un contraatac cu Sergiu Buș. Sigur, nu am mai avut mai multe ocazii. E și greu în situația în care am decât un singur atacant pe Buș și trebuie să improvizez tot timpul. Coman e accidentat, Braganța a accidentat. Era foarte greu. Am încercat să închid jocul, am mai ieșit. Repriza a doua a fost echilibrată, am reușit să, iară să speculăm pe contraatac. Am avut două, trei ocazii. În schimb, Galațiu a făcut o presiune, cum era de așteptat. Nu și-au creat ocazii foarte multe sau foarte mari. Unele șuturi și mai mult faze fixe, cornere și unele faze fixe unde sunt jucători înalți și pot pune probleme. A venit acel șut al lui Zaharia, jucător care l-am avut la Severin și a fost un șut aproape imparabil, un șut frumos. Oțelul a obținut un succes care o îndepărtează de subsolul clasamentului. O victorie la Cluj în ultima etapă ar asigura o iarnă mai liniștită pentru elevii lui Lin.